Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Știu că nu am mai filmat de mult, am primit mesajele voastre, am primit diverse teme de discuție, subiecte pe care să le vorbim pe videouri, să le dezbatem, dar nu am avut unde să filmez, n-am avut nici timp. După cum știți, eu filmam în Eforie acolo, la părculețul ăla unde se vedea lacul Teghighiol pe fundal. E, acum acolo e plin de turiști, corturi, mizerie, muzică, țărănie, rulote, oameni care își fac nevoile peste tot, bețivi, boschetari, e sat fără câine acolo. Și după cum știți, Eforie este inundată în perioada asta de oameni, Teghighiol la fel, deci nu am unde să filmez decât să mă duc de nebun prin Constanța, care, ghiți ce, e mai gălăgioasă, mai aglomerată. Așa că astăzi am plecat la drum, sunt pe sensul spre București, Constanța, București pe autostradă, am oprit să mănânc ceva și înainte să mănânc am zis, bă, hai să și filmez dacă tot am ocazia asta, 15-20 de minute, că eu oricum nu le editez, le las direct așa, rar mai pun câte ceva pe fundal. Vreau să vorbim despre amiabilă, de ce nu recomand să faceți amiabila, ca să revenim la subiect, și ce am pățit eu. Ca să înțelegeți, vă dau un pic de context așa. Am avut primul meu accident acum 2 ani, pe 3 august, parcă seara pe la 7, într-un sens giratoriu, sensul giratoriu de la Agigea, ăla de după pod, unde e spre autostradă. Am avut un accident cu un tir de ăsta, așa, de genul ăsta, dar cu cisternă în spate. La momentul ăla a apărut un polițist la fața locului, a zis, a, faceți amiabilă, nu știu ce. Faceți amiabilă, degajați traficul, deși nu era aglomerat deloc. Bun, ne-am luat după el, hai să facem amiabilă. Îți dai seama, apare polițistul pe motocicletă, spune să o faci, o faci, nu? Nu stai să te mai gândești de 1000 de ori. Facem noi amiabilă, șoferul de la tir, șoferul tirului deschide dosarul de daună. Apropo, nu o să vă dau foarte multe detalii aici, probabil o să pară că ascund chestii, dar nu o să vă dau detalii, pentru că vreau să dau în judecată Grupama, asiguratorul tirului, și nu vreau să spun prea multe pe video, pentru că le păstrez pentru o instanță. În fine. El a, asigur, ăsta, șoferul tirului a deschis dosar la Euroins, asiguratorul meu. Asiguratorul meu a respins dosarul, am primit și eu decizia acasă. L-a scos pe el vinovat. După ce am văzut decizia asta, normal că eu uitasem de toată situația. Aveam daună la mașină, aveam și niște probleme cu banii, nu puteam să o repar chiar atunci și am zis, bă, lasă, nu mă mai enervez și cu asta acum, mă concentrez pe altele. Era o situație mai nasoală. Bun, primesc decizia că i s-a respins la dosarul. Normal că m-am dus și eu să deschid dosar la Grupama, nu? Că doar nu era să aștept 3 ani să se prescrie, să nu mă pot să-i dai în judecată. Am deschis dosar la Grupama, mă programează fix în ziua 5-a, mă duc la inspectorul de daună în Constanța, la un service, ăla constată, ăla foarte, foarte zeflemitor și sictirit omul ăla, nu știu dacă așa e caracterul lui sau așa e jobul lui, dar foarte scârbos omul, eu am fost clientul ideal pentru el, i-am adus toată documentația cum trebuie, trase la imprimantă, scoase, i-am trimis pe e-mail fișierele, aveam chestii deja făcute, deci i-am făcut un sfert din treabă, să zic așa. Am fost foarte deschis cu orice. Normal, la dauna pe care am avut-o, omul a subestimat toată dauna, era lipa spate de îndreptat. O să fac o mică pauză și o să pun aici un video sau o poză cum arăta dauna. Deci, era aripa în distrusă, el zicea că trebuie reparată și vopsită, mă rog, numai tâmpenii de astea, tipic zgârcenii de la asigurători. Și zice omul, domne, nu știm cine e vinovat, urmează să stabilim. Mă duc eu la fața locului și stabilesc eu. Mâine te sun. Asta a fost luni. Marți dimineață mă sună, adică efectiv a doua zi dimineață mă sună, domne, într-adevăr, sunt aici la fața locului, nu ești vinovat, poți deschide dosarul de daună, îți dau aprobare să deschizi dosarul de daună, adică mi-o dă verbal, că nu mi-a trimis nimic efectiv, deschizi dosarul de daună și continui și îți repar mașina. Băi, perfect. În sfârșit s-a făcut dreptate. Bun. Deschid dosarul de daună, primesc aprobare, tot. Mă duc cu mașina în service. Serviciul face reconstatare, normal, erau vreo 10-15 mii de lei cu tot cu TVA, reparația. O să vă arăt imediat asta, scrieți un pic să vă arăt. O să pun și video cu dauna, dar ca să înțelegeți mai bine, aici așa, toată aripa era varză, lovită.
Stopul a scăpat, totul a scăpat. Efectiv, aici m-a lovit. În ăsta, aici. O să vedeți pe video. Și janta mi-a făcut o nașpa. Bara spate mi-a îndoit-o puțin. Și aici. A, și o zgârietură pe ușă, care a fost rezultat după accident. Deci asta a fost dauna. Îmi dau ăștia acceptul la dosarul de daună. Mi se aprobă totul. Stai să mă întorc în mașină, că e prea gălăgie. Mi se aprobă tot dosarul de daună, sunt nevinovat. Și inspectorul îmi dă un mesaj pe WhatsApp, în ziua aia după ce termina apelul cu el. Îmi dă mesaj pe WhatsApp și zice, vă recomand, nu știu cum, service. Să nu-i dau numele, să nu-i fac reclamă, că oricum nu știe nici dracu de ei, dar mă rog. Vi recomand pe ăștia. Zic, bine, mă uit pe net, văd că sunt vai morților, efectiv vai morților. N-au review-uri, n-au nicio poză de acolo, o hală la mama dracu în viile noi, kilometru 45 pe acolo, nașpa. Am zis, domne, eu nu mă duc la serviciu ăsta, i-am dat mesaje, am spus. Și aici cred eu că m-a lucrat inspectorul, că n-am vrut să mă duc la prietenul lui. Că mi-a spus că e prietenul lui, șeful de serviciu, și mi-a dat din agenda și contactul. O să vă arăt și poza, dar mă rog, nu o să o arăt în video ăsta, o să o arăt în video ăla complet pe care o să-l fac despre Grupama după ce deschid procesul cu ei și avem primul termen. În funcție de, nu știu, o să pun și avocatul să întrebe dacă am voie să mediatizez chestia asta, că vreau să se afle, și o să pun și detaliile despre ce cred eu că ar fi hoțiile pe care le fac ăștia, părerea mea. Bun, refuz, mă duc la Opel, v-am zis, se face constatare. Reconstatare din nou, că i-am spus, domne, uitați-vă bine la mașină să fie totul în regulă, uitați-vă și pe direcție și pe tot, că nu doar ce vedem cu ochiul și liber și atât. Mi s-a blocat și spătarul la scaun după accident, deci mie nu mai funcționează spătarul. Eu dacă dau de ăsta, nu mai face nimic, nu se mai rabatează spătarul, rămâne așa. Din fericire, s-a blocat pe măsura mea în timpul accidentului, deci e bine. Ce să mai, atunci când a fost accidentul s-a ars un xenon pe stânga, s-a ars becul, nu știu cum dracu de la impact l-a zgudui sau ceva, s-a ars. În fine, mi-au făcut ăștia în Audatec, s-au retrimis, grupa m-a acceptat, m-am programat în service, ăștia au comandat piesele, normal, oamenii mi-au zis, a, grupa m-a, știi, mai serios, da, nu, mergem pe încredere că ăștia plătesc, n-avem noi problemă să nu facă plata la reparații sau altceva, stați liniștit, lăsați mașina, nu rămâne blocată pe ei sau ceva. Bun. Comandă omul piesele, vă dați seama. Scuze. Tot asamblat cu aripă spate era vreo 1500 de euro. Că vine cu o bară, cu nu știu ce, cu niște prinderi, cu un adeziv special de vreo 500 de euro, niște căcaturi, un mastic de la de fabrică General Motors, foarte scump pe toate. V-am zis, 15.000 de lei cu TVA. Și le zic la ăștia, domne, faceți și mie o ofertă în regie proprie. Îmi fac ăștia ofertă în regie proprie, 9.800 și ceva de lei. Eu când am aflat că e 1.500 de euro numai aripa aia și așa, am zis, da, da, lăsați că o fac la Opel, să fie mașina ca nouă, să n-am probleme cu ea. Bun, continuăm, reparația trimite în Audatex, continuăm. Primesc scrisoare că mi se respinge dosarul de daună, după 30 de zile calendaristice. Cred că în ziua 33-34, chiar poate mai mult, chiar 35-36. Sunt la ei, domne, care e treaba, nu știu ce. A, da, ne pare, asiguratorul nostru nu e vinovat. Asiguratul nostru nu e vinovat. Păi cum, doamnă, că uitați, al meu i-a respins dosarul, voi respingeți lui, în cel mai rău caz trebuie să dați culpă comună, nu aveți dumneavoastră cum să faceți chestia asta. Fără investigații suplimentare care conform unei legi pe care trebuie să o respectați, se anunță. Adică când faceți investigații, trebuie să mă anunțați pe mine, pe cealaltă parte, în 5 zile, ce fel de investigații ați făcut, ce fel de expert ați adus, ce expertiză, mă rog, nu s-a ținut cont de nimic. Efectiv, mi-au dat copy-paste ca la prăști. Am întrebat de 10 ori același copy-paste. Că își mențin decizia că asiguratul lor nu e vinovat, bla, 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 tralala. Bun, reclamații la ASF, reclamații la Salfin. Ce se întâmplă? Ce cred eu că s-a întâmplat? Vă dați seama, la ASF și la Salfin, la ASF s-a dat petiția către Salfin. Salfinul i-a contactat, până Salfin e un mecanism de ăsta al ASF-ului care îi ajută pe ăștia cu comunicarea cu asiguratorii în spețele astea.
Și la Salfin sunt aduși avocați. Nu știu, ia la întâmplare avocați, nu știi care e al tău, la cazul tău, ca să fie transparență. Ding, ding, ding. Vă dați seama. Avocați în specie de asigurări, normal că cunosc toți avocații celorlalte companii de asigurări, comunică cu ei, au tot felul de discuții în privat pe care noi nu le știm și putem doar să presupunem, dar vă dați seama. Și același răspuns pe care mi l-a dat mie Grupama, mi l-a dat Salfinu, dar rescris altfel. Și au ignorat grav anumite fapte pe care le-am reclamat eu și care obligă la plata daunei. Și v-am spus, detaliile le păstrez pentru video celălalt, partea 1 despre Grupama, dar întâi să deschid procesul, să fie primul termen, să vedem dacă avem voie să postăm și revin, vă zic eu că nu o să mai vreți să auziți de Grupama în viața voastră după momentul ăsta. Sun la ASF după ce am epuizat toate căile legale în afară de instanță, sun la ASF și o doamnă de acolo, sub anonimat, îmi spune că aici era punctul culminant al videoului, dar până acum a fost contextul să înțelegeți exact. Îmi spune doamna, domne, în momentul în care dumneavoastră semnați amiabila, în momentul ăla ați renunțat la dreptul dumneavoastră. Dumneavoastră ați pierdut multe drepturi când semnați amiabila și vă lăsați la mâna asiguratorului. Ceea ce înseamnă că dacă mi-a spus neoficial, azi că știe sigur și neoficial mi-a spus în telefon, că dacă asiguratorul în perioada aia are prea multe daune, are o perioadă financiară proastă, își permite anumite abuzuri, știți cum e în jocurile la video când ai trei vieți sus acolo, e, așa au ei câteva abuzuri pe care și le permit. Și la mine, la mașina mea, aparent, eu cred că și-au permis să facă treaba asta. Cred că și-au permis să facă un abuz. Și ASF-ul au dat noroc cu ei și Salfinul au dat noroc cu ei, în ghilimele au dat noroc cu ei, adică s-au înțeles așa tacit, să-mi refuze mie dosarul de daună. Și să nu dea nici culpă comună și să nu respecte nici legea cum era. Și zic culpă comună în cel mai rău caz, pentru că în situația normală ar fi trebuit să fiu despăgubit. Deci cam asta a fost situația. Și mi-a zis doamna asta că de obicei, când își permit un abuz de ăsta, înseamnă că trec printr-o situație financiară nasoală. Ori au avut prea multe daune, ori le-a mers nașpa, nu le-au ieșit cifrele, au avut niște investiții și și-au permis lucrul ăsta. Nu știu, lucrurile astea se mai întâmplă la o mașină mai puternică, mai o Tesla, o de asta, mai își păstrează și ei acolo un abuz, știi, să-l aibă de rezervă. Asta mi-a spus doamna aia neoficial. Vă dați seama că nu o să pot dovedi în instanța asta, pot doar să o aduc argument, dar doamna aia a fost foarte de treabă și mi-a zis, singura ta soluție este să-i dai în judecată. Și oricine face amiabilă, mi-a explicat, oricine face amiabilă renunță la orice drept, chiar și dacă te duci la poliție după ce ai făcut amiabila și revii cu o scrisoare de acolo, cu o constatare de acolo în care tu ești nevinovat, nu mai contează, asiguratorul poate să țină cont de ea dacă dorește. Dar tu ești la mâna lui și amiabila este zeu. Deci îi dă puterea asiguratorului să facă ce vrea, inclusiv abuzuri. Și soluția ta rămâne instanța. Și ghiși ce? Tu, un prepelicar, o persoană fizică cu salariu mediu, nu o să-ți permiți tu un proces de 5-7-10 mii de lei cu asiguratorul. Și pe asta se bazează și abuzul ăsta și pe asta se bazează și amiabila. Deci când vedeți amiabila, o aveți toți aici în torpedo, mai mult ca sigur. Când vedeți amiabila, gândiți-vă așa. De ce credeți voi că vă pune vouă asiguratorul amiabila acolo? În caz de orice, mai bine să ai amiabila acolo, că poate dacă nu o ai, te gândești să chem poliția și va da o decizie pe care ei nu mai pot să o întoarcă. Cuvântul poliției e cam final. Poliția, dacă intervine, e cam final cuvântul lor. Așa că asigurătorul nu vă face niciun bine că vă pune amiabila aia infect acolo, o face tot în avantajul lor. Cam asta a fost video, o să mă bag și o să mănânc. V-am zis, nu mai încheiați amiabilă și o să vină și video cu Grupama și o să vă expun ce s-a întâmplat și acolo. Să vedem întâi dacă avem voie să postăm, când o să fie primul termen, că nu știu când o să-i dau. Încă lucrez la asta, caut un avocat ca lumea să-i pot da în judecată pe asigurări. Nu vreau recomandări de avocat, pentru că de obicei recomandările, dacă coincide cu ce am găsit eu recomandarea, da, merg pe ea, dar
să-mi spună mie așa unul în comentarii, du-te la Stancu Andrei că ăla e cel mai bun. Da, mulțumesc, nu merge așa. Dacă eu îl căutam pe Stancu Andrei, asta e un exemplu, nu există persoana asta. Dacă eu îl căutam pe ăsta pe Google și găseam în top 5 la ce m-am hotărât eu și îmi recomandai și tu oarecare numele ăsta, da, m-aș fi dus la el. Da, cam asta e. Nu faceți amiabilă, asta este părerea mea, chemați poliția. Faceți amiabilă doar în următoarele situații, că așa mi-a spus și mie tantia aia de la ASF, de la Safin, mă rog, ASF. Faci amiabilă doar dacă ești sigur. De exemplu, te-a zgâriat în parcare o mașină, faci amiabilă. Ți-a atins bara, ți-a atins ceva, te-ai uitat, faci amiabilă. Dar să spunem că ai avut o tamponare ușoară cu unul, da? Și ăla zice, hai să facem amiabilă. Bun. Haideți că ieșim un pic afară, chiar dacă o să fie gălăgie, ca să vă explic mai bine. Să spunem că aveți o tamponare ușoară cu unul, v-a lovit, nu știu. Haideți că vă arăt că am eu o daună la bar aici, o daună mică și vă arăt. Vedeți aici? E o lovitură aici. M-a lovit un jegos, probabil și mi-a zgâriat. E să zicem că v-a zgâriat și constatați asta. Dacă vă pricepeți că este doar asta, faceți amiabilă. Dar dacă voi observați că, de exemplu, picură ceva de acolo, de sub mașină, poate să fie radiatorul spart și voi faceți amiabilă și vă luați în barbă. Că o să scrieți la daune zgârietură bară și când o să veniți mai târziu, o să apară și, nu știu, uitați, grilă spartă aici sau poate vă curge radiatorul, poate s-a spart proiectorul, poate s-a rupt un suport la bară, un suport la far și voi nu știți. Că ați văzut doar zgârietura și ați spus că e doar zgârietura. În cazul meu e doar zgârietura. Dar puteți păți lucrul ăsta și asiguratorul vă refuză că nu ați constatat când trebuie situația și sau vă refuză efectiv, face un abuz cum a făcut și la mine. Așa că lăsați amiabila deoparte și chemați poliția orice ar fi. Chiar pentru un incident banal, chiar dacă n-au fost victime, chemați poliția. Și cereți agentului când vine, dacă cumva pățiți ca mine, să vă îndrume să faceți amiabilă. Da, domnule, faceți un proces verbal, faceți ceva că ați constatat și ne-ați îndrumat să facem amiabilă. Cereți o dovadă, filmați polițistul, faceți-i poză, întrebați-l cum îl cheamă, îl chemați martor în dosar. În cazul meu, nu știu, mă, nu mai știu cine e, nu l-am întrebat cine e, noi am văzut numele, eram prea enervat și n-am fost atent și nu pot să-l chem martor în instanță acum. Cam asta a fost videoclipul de azi, v-am lăsat, vă vezi grijă de voi și nu faceți amiabilă. Asta e părerea mea.